mai mari criminali sunt aceștia decât Hitler și Stalin și Putin și toți ceilalți. Pentru că aceștia le închidă viața veșnică, acești oameni care se dau a lui Dumnezeu, preoți și arherei. Mai vinovați sunt de mii și mii de ori. Și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Într-un numele Domnului preacuvioase, Părinte, binecuvintează. Cel ce ne-a ordonat de la Ioan a primit a se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților, Slăviților și tuturor Lăudaților Apostoli, cu ale Celui Întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască între noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iată-ne, iubiților credincioși, cu darul lui Dumnezeu ajungi la acest praznic frumos, la acest praznic dumnezeiesc, împărătesc. La botezul Domnului nostru Iisus Hristos, în repejunile Iordanului, din mâinile robului, din mâinile Sfântului Ioan Botezătorul. Este o zi minunată pentru creștini, această sărbătoare, pentru că prin botezul Domnului nostru Iisus Hristos ni se deschide nouă calea către cer și ni se dă darul înfierii. Din fii ai trupului devenim fii al lui Dumnezeu. Prin baia botezului și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Cum spunea Mântuitorului Nicodim când a venit seara la el să-l întrebe despre împărăția lui Dumnezeu, i-a spus, de nu vă veți naște din apă și din duh, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci de neapărată nevoie este această naștere de a doua noastră din apă și din duh. Și iată că Mântuitorul, netrebuindu-i curăție, netrebuindu-i nici botezul lui Ioan, vine la Iordan să primească această rânduială pe care o încredințează Dumnezeu Tatăl prorocului Ioan ca să-i boteze pe toți în repejunile Iordanului, mărturisindu-și păcatele. Și venim Mântuitorul pe malul Iordanului, pe acea lungă acestui râu și mulțimea împresurându-l pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan îl vede pe Mântuitorul și îl arată cu degetul spunând, iată mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iată, acesta este despre care vă ziceam înainte de a se arăta aici la râu. Iubiților credincioși, în felul acesta, Mântuitorul se apropie de Sfântul Ioan Botezătorul și cere botez de la dânsul. Iar Sfântul Ioan se uimește, se cutremură și spune, eu am nevoie, am mă boteza de tine și tu vii la mine. Iar Mântuitorul spune, lasă acum, că așa se cuvine nouă, să împlinim toată dreptatea. Și afundându-se în repejunile Iordanului, iese repede, spune, din apă. Și în momentul în care Mântuitorul iese din apă, de ce spune așa Evanghelistul? Pentru că Mântuitorul nu avea păcate și nu avea ce să mărturisească, dar trebuia să împlinească legea ca în felul acesta, cum am spus, să ne izbăvească pe noi din robia păcatului, din robia legii vechi. Și ieșind Mântuitorul din apă, iată se deschid cerurile și Duhul Sfânt se pogoară în chip de porumb, de porumbel peste Domnul nostru Iisus Hristos în lumină.
și glas puternic se aude din ceruri. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru carele bine am voit. Și tot poporul a auzit glasul Tatălui Ceresc care a grăit din nor, din ceruri, și a văzut pe Duhul Sfânt pogorându-se peste Mântuitorul. Cum zicea acolo prorocul, toată valea se va umple și tot muntele și măgura se va smeri și va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu. Deci iată s-au împlinit aceste prorocii și prorocul Pavel spune cu bucurie, arătat s-a darul mântuitor tuturor oamenilor. Deci de aceea praznicul de astăzi mai poartă numele de Teofanie, arătarea lui Dumnezeu. Și această arătare a lui Dumnezeu este o revelație, iubiților credincioși, o descoperire a Dumnezeului celui întreime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce este minunat la acest praznic? Vedeți, frățiile voastre, de ce vine Mântuitorul la botez? Vine să reprămădească, să reprămădească firea omenească, să o rezidească din nou, să o înnoiască. Și de aceea primește botezul de la Ioan, luând curăția noastră asupra simției sale. Și în felul acesta Mântuitorul zdrobește capetele balaurilor care erau încuibate în apă, pentru că diavolul ascunsese zapisul pe care Adam îl semnase în repejunile Iordanului. Îl scrisese pe piatră și acolo Mântuitorul când a intrat în repejun, spune, s-a sfărâmat acel zapis pe care Adam l-a făcut cu diavolul, ca tot ce intră sub pământ să fie al diavolului, ca să-i dea lui libertate să poată trăi în libertate pe pământ, amăgindu-l în felul acesta diavolului și fiindu-i frică lui Adam de acest ispititor. Nefiind înarmat cu darul lui Dumnezeu, de aceea Mântuitorul vine la botez, el este noul Adam, în el se recapitulează toată creația. Și vedem, iubiților credincioși, că ceea ce se vede la facerea lumii și la zidirea omului se reînnoiește aici. Vedem acolo că Moise prorocul spune de la Duhul Sfânt că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, Sfânta Treime a făcut sfat și a zis să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și zidindu-l pe om și suflând în el suflare de viață, adică dându-i darul Duhului Sfânt, că l-a făcut pe om întreg cu suflet și cu trup deodată și când spune că a suflat în el suflare de viață, i-a dat darul Duhului Sfânt. Și spune, l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Dar spune acolo apostolul Pavel, iar Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Este chipul ipostasului Tatălui. Îl arată întru sine pe Tatăl Ceresc. Este strălucirea slavei, adică cum raza strălucește din soare. Așa și Iisus Hristos se naște din Tatăl și rămâne nedespărțit de El. Așa, iubiților credincioși, deci iată, același Dumnezeu care îl zidește pe om după chipul lui Dumnezeu se arată și acum din nou la Iordan, pentru că aici se replămădește firea omenească. Deci este același Dumnezeu care l-a făcut în rai, acesta iarăși se arată pentru prima dată după cădere omenirii la repejunile Iordanului. Și avea să se mai arate a treia oară Dumnezeu pe muntele Taborului celor trei apostoli iubiți, când Tatăl mai adaugă la aceste cuvinte, acesta este Fiul meu întru care bine am voit pe acesta să-L ascultați.
De ce este nevoie să-L ascultăm? Pentru că Mântuitorul rezidește pe Adam, El este noul Adam, fără de păcat, singurul om fără de păcat sub soare. Și cum era și Adam în rai. Și în felul acesta, El știa cum era Adam în rai. Și l-a replămădit, l-a rezidit din nou în ipostasul său, luând, asumându-și firea omenească, toată firea omenească apare de păcat. Și acolo spune pe acesta să-L ascultați, adică Mântuitorul, fiind omul zidit după chipul său, știa ce trebuie omului ca să ajungă la acea slavă din rai și să dobândească desăvârșirea în dumnezeirea. Și de aceea îi lasă omului poruncile și el se ascunde în porunci și crește în om, în inima lui, în sufletul lui, dacă omul împlinește poruncile. Și ați văzut cum vița de vie, dacă o pui în butuc, ea se prinde acolo și de acolo își trage viață și rod și frunză și tot ce-i trebuie și ajunge roditoare. Iar dacă nu o pui acolo, se usucă. Așa și Mântuitorul la botez vine în inima omului cu Duhul Sfânt și el stă acolo și așteaptă ca omul, prin voința sa liberă, să lucreze poruncile. Și în momentul în care lucrează poruncile, Duhul Sfânt îl crește pe Hristos în inima omului. Și Hristos crește până acolo, cum zice Apostolul, nu mai trăiesc eu, ci trăiește Hristos în mine. Dar vedeți, frățile voastre, trebuie ca noi să facem voia lui Dumnezeu, să ne lipim cu toată inima de Dumnezeu și să împlinim aceste porunci întru totul. Deci ele nu sunt niște lucruri ca să fie spuse, nu sunt doar obositoare, ele sunt de neapărată trebuință ca noi să ne mântuim și să ne ajungem la desăvârșire. Fără împlinirea poruncilor nimeni nu poate să se mântuiască și nu poate să fie plăcut lui Dumnezeu. De aceea Fiul lui Dumnezeu împlinește toate voia Tatălui până la moarte pe cruce. Și aceasta este calea pe care ne deschide nouă Fiul lui Dumnezeu și ne arată cum să călătorim în viață și El este modelul pe care trebuie să-L urmăm. Așa, iubiților credincioși, deci iată cât de frumos lucrează Dumnezeul nostru, Sfânta Treime, mântuirea noastră. Și aici la Iordan, Mântuitorul vine la vârsta de 30 de ani. Vine la această vârstă, că până la această vârstă nu aveau voie bărbații să iasă la propovădire, să învețe poporul. Și așteaptă Mântuitorul vârsta de 30 de ani, deși era desăvârșit. Și ca prunc în pântecele Maicii Domnului, putea și de atunci să facă minuni și semne, sau să crească deodată într-o zi. Dar Dumnezeu a economisit să crească treptat pentru ca să nu se smintească oamenii, să poată primi taina întrupării. Pentru că în clipa zămislirii Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu își asumă toată firea omenească și este om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, are toată înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu, dar și-o arată odată cu creșterea în vârstă, ca oamenii să înțeleagă, să primească taina întrupării. Dar este mare această lucrare a lui Dumnezeu de negrăit, iubiților credincioși. Și în felul acesta vine la vârsta de 30 de ani la botez ca să sfințească toate etapele din viața omului, a copilăriei, a adolescenței și a maturității, că la vârsta de 30 de ani omul este bărbat împlinit, este bărbat desăvârșit, are toate trăsăturile definite, caracterul său este definit și vine să sfințească toate aceste etape din viața omului. În copilărie este multă neștiință, la adolescență este mult foc și multă mânie, iar la vârsta de 30 de ani începe omul să fie robit de iubirea de argint, de iubirea de a agonisi și de a se îmbogăți, de iubirea de celelalte patimi. Așa, iubiților credincioși, să înțelegem noi de ce Mântuitorul vine la această vârstă, la botez și așteaptă atâta.
și botezându-se în repejunile Iordanului, ne arată nouă oamenilor ce se petrece cu noi în ziua botezului nostru. Așa cum la Mântuitorul s-au deschis cerurile și Tatăl l-a numit pe Iisus Hristos, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit așa și la noi, în momentul în care ne botezăm, ni se deschid cerurile și ne facem fii ai Tatălui Ceresc. Și Tatăl ne primește în împărăția sa, prin afundarea în cristelniță, în numele Sfintei Treime, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și după aceea, prin taina mirungerii, ungându-ne cu Sfântul și Marele Mir, ne facem desăvârșiți, după aceea putându-ne să ne împărtășim cu trupul și cu sângele lui Hristos, să ne facem mădulare vii ale trupului înviat al lui Hristos, El fiind capul bisericii. Deci iată, iubiților credincioși, în felul acesta ne naștem și noi din apă și din Duh la botez, exact ca și la Mântuitorul. Și așa cum s-a bucurat Duhul Sfânt peste Mântuitorul și peste Cel care iese din cristelniță și este uns cu Sfântul și Marele Mir, Duhul Sfânt pătrude în toată ființa Lui. Dar El stă acolo în inimă, în potențial. Adică ca un copil mic care se naște din părinți și El este moștenitor a toată bogăția pe care o dățim părinții. Dar numai dacă ajunge la vârsta desăvârșirii. Dar dacă el moare între timp, nu mai poate moșteni acea avere a părinților. Așa și omul. Dacă nu împlinește poruncile lui Dumnezeu și moare duhovnicește, el nu mai poate moșteni pe Dumnezeu. Și murim duhovnicește atunci când călcăm poruncile și nu ne întoarcem la Dumnezeu cu lacrimi. Să recunoaștem că am greșit, să punem început bun, să facem faptele bune. Atunci omul este sters din cartea vieții. Deci nu toți cei ce se botează se mântuiesc, ci numai cei care se ostenesc cu lacrimi, cu durere, cu suspine, cu osteneală și cu trudă multă zi și noapte, să-și curățe trupul și inima, să se facă locaș Dumnezeului celui întreime. Și să sporească în această dragoste de Dumnezeu și de aproapele. Iar cei care sunt leneși și lași și vicleni, aceia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dacă nu, măcar dacă nu varsă lacrimi ca tâlharul sau ca vameșul, nici de cum nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, știind că după botez omul va cădea, i-a lăsat această întoarcere prin pocăință, prin baia lacrimilor. Și acea lacrimă vărsată din inimă zdrobită, spune Sfântul Grigore de Nisa, curățește toate păcatele omului. Deci dacă putem vărsa lacrimi, mare lucru este la Dumnezeu, dacă sunt din pocăință, din smerenie, din inimă zdrobită, urând păcatele și voile noastre cele rele și iubind a face voia lui Dumnezeu. O singură lacrimă, spun Sfinții Părinți, vărsată în acest fel cu inimă zdrobită, șterge păcatul omului, îi curăță tot sufletul, cum arde focul, aria și o curăță de paie, așa arde lacrima care o vești cu inima zăbitră către Dumnezeu, tot păcatul și îl curăță pe om și îl face alb ca zăpada. Așa, iubiților credincioși, a dat Dumnezeu întoarcerea noastră la El dacă greșim. Și iată deci cât de frumos se lucrează mântuirea noastră prin botezul Domnului nostru Iisus Hristos și prin celelalte taine pe care le lucrează Dumnezeu, prin, ați văzut, crucea, moartea, înmormântarea, învierea, înălțarea, pogorârea Duhului Sfânt. Vedeți, frățile voastre, noi când sărbim Sfânta Liturghie și chemăm acolo darul Duhului Sfânt să sfințească sintele, darurile puse înainte, pâinea și vinul amestecate cu apă, nu facem pomenire decât de moartea Domnului, de învierea Lui, de a doua venire, de înălțare, de mormânt și de cruce. Nu facem pomenire de minunile care le-a făcut. Minunile s-au făcut ca oamenii să creadă că acesta ce s-a botezat în Iordan este Fiul lui Dumnezeu, că El este Cel ce a făcut lumina, Cel ce l-a făcut pe om,
că El este de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, El este singurul Mântuitor. Pentru aceasta s-au făcut minunile. Dar cel mai important sunt acestea, nașterea, botezul și toate celelalte, dar crucea, mormântarea și învierea și celelalte, înălțarea. Și deci iată că minunile sunt pentru cei necredincioși, ca să creadă în venirea lui Iisus Hristos și în mântuirea pe care a lucrat-o pentru noi oameni. De aceea să nu căutați minuni, iubiților credincioși. Nu minunile ne mântuiesc, ci a face poruncile, ci a fi smeriți și curați și răbdători și blânzi și celelalte, a ne ruga pururea cât putem, să ne silim zi și noapte la rugăciune, că aceasta este temelia. Postul și rugăciunea vom vedea duminică, când se va citi Evanghelia după botezul Domnului. Vom vedea cum Mântuitorul după botez se duce în pustie. Și ce face? Postește 40 de zile și se roagă neîncetat, fără să mănânce și să bea. Deci ne arată că dacă am primit aceste daruri, a fi Fia lui Dumnezeu și am luat pe Hristos în inima noastră și pe Duhul Sfânt, ieșim la război ca ostași ai împăratului și ca să putem birui pe acești dușmani, cele mai puternice arme sunt postul și rugăciunea. Și iată cât postește Mântuitorul, 40 de zile, neîncetat, fără să guste nimic, nici apă, nici pâine. Și se roagă neîncetat, arătându-ne că fără acestea suntem niște oameni fără picioare și mâini, niște oameni orbi și ologi și nu putem face nimic dacă nu ne însușim aceste lucruri cât mai mult în viața noastră. Așa, iubiților credincioși, deci ne învață Sfinții Părinți. Și aș vrea să atrag atenția că botezul la veacul acesta nu se mai face cum învață Sfinții Părinți. Că acolo Sfinții Părinți însăși cuvântul botez din grecește înseamnă afundare. Nu mai afundă copilul în cristelniță, îl stropește cu apă, îl afundă odată și în felul acesta le închide ușa spre cer. Îi lasă afară pe acești copii. Mai mari criminali sunt aceștia decât Hitler și Stalin și Putin și toți ceilalți. Pentru că aceștia le închidă viața veșnică, acești oameni care se dau a lui Dumnezeu, preoți și arherei. Mai vinovați sunt de mii și mii de ori decât aceștia care îi vedem că varsă sânge și fac atâta nedreptate pe pământ. De aceea Dumnezeu e supărat. În primul rând e supărat pe aceștia care își bat joc de tainele lui Dumnezeu și de aceea lasă toate aceste răutăți în lume. Că acei oameni sunt lipsiți de dar și vin pe pământ ca niște orbi, nu au nicio deschidere către cer, pentru că nu au identitate, nu au acel har lucrător în inimile lor, în sufletele lor. Sunt lipsiți în felul acesta, iubiții mei. Acesta este o mare durere. Cred că Dumnezeu suspină când vede de ce te-ai făcut preot, de ce te-ai făcut arhiereu și patriarh și îți bați joc de învățăturile Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți. Aceștia sunt oameni. De aici îi vezi cât de relativ sunt, cât de nepăsător sunt de mântuirea omului. De aici îți dai seama cât iubesc ei pe Dumnezeu și veșnicia noastră. Așa, iubiților credincioși, nu ajunge doar să vorbești. Trebuie să faci. Acesta este cel mai important, și să faci și să vorbești adevărul. Dar e foarte important este să faci așa cum învață Sfinții Părinți. Dacă nu faci așa, nu are nicio valoare cuvântul tău. Bunului Dumnezeu, care s-a smerit pentru noi, Domnului nostru, Hristos, să fie slavă și cinste, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în veci, amin. La mulți ani să trăiești. O să facem și aghiazmă, sfințirea apei. Se cheamă aghiazmă mare, dar o luați în case și o țineți la loc curat. Se ia aceste 8 zile, în fiecare dimineață, mai întâi aghiazmă mare și după aceea anafură. Nu cum făceam, de obicei luam anafură și după aceea aghiazmă mică. Aceasta este aghiazmă mare și astăzi se sfințește firea tuturor apelor. Toate apele, norii, bălțile, tot ce înseamnă apă, toată firea apelor se sfințește prin botezul Domnului, prin intrarea Lui în repejunile Iordanului.
Și de aceea creștinii țin și această rânduială în aceste zile, nu mai facem baie. Chiar de ne folosim de apă, ne spălăm pe ochi, pe celelalte, dar nu mai facem baie în aceste zile până la odovania botezului. Și în fiecare zi, fiind curat, sufletește și strupește, luăm întâi aghiazmă mare și anafără. Și să nu o dați la oameni care nu vin la biserică, că mulți fac porcării cu el, cu această apă dumnezeiască. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, de una a fost fărurea și în vecii vecilor. Amin. Mă rog, să nu noi, prea seama pe strigă.